Salut, sunt Vicky. Astăzi vom vorbi despre un program de conversie video, audio și foto, foarte ușor de folosit și foarte eficient. Este vorba de Format Factory, pe care îl putem descărca de aici, www.formatoz.com. Observați, este o versiune 2.1 disponibilă la această oră. Ce pot să spun, că este un program gratuit care are suport pentru 50 de limbi. Evident că printre ele se află și limba română. După ce descărcați programul și îl instalați pe calculator, veți avea următoarea interfață. Cum facem să convertim, în cazul de față, un film în format MP4 pentru a putea fi vizionat pe iPhone și în plus de asta să adăugăm și subtitrarea. Alegem în partea stângă toate în dispozitiv mobil. La setări alegem dintre cele prestabilite 320x240 MPEG. Ok. Acum adăugăm documentul, fișierul pe care dorim să-l convertim. Clic pe adaugă document. Eu în acest exercițiu, în acest demo, o să folosesc un episod din Star Trek. Am ales episodul. După aceea stabilim niște setări pentru ieșire, pentru conversie. La mărime video alegeți 480x320. Aveți și alte variante, dar asta mi s-a părut mie suficient pentru display-ul iPhone-ului. Restul setărilor le lăsăm nemodificate. Ce mai avem de adăugat este subtitrarea. Un click la subtitrarea adițională. Atenție, subtitrarea trebuie să fie în format SRT sau ASS, SSA, JIDX. Sunt formatele pe care le recunoaște acest program. În care aveți o subtitrare extensia sub, o convertiți, găsiți pe Google o mulțime de convertoare pentru subtitrări, o convertiți în format SRT și totul va fi ok. Deci alegem subtitrarea. Dacă în folderul în care se afla fișierul sursă, fișierul original, se află și subtitrarea, o găsește instantaneu. Clic pe ea, adăugat-o. Mărimea fontului o lăsăm implicit, este suficient de mare, dar dacă doriți, puteți alege font și mai mare sau mai mic. Eu zic 4, care este default sau implicit, este suficient de mare și se vede foarte bine pe iPhone. Acestea fiind setările făcute, alegem OK. Un OK și în această fereastră. Încă o opțiune pe care trebuie să o mai faceți ceva. Este vorba de font. În cazul în care subtitrarea conține diacritice și ca să poată fi afișat corect în film, e nevoie să alegeți la font Tahoma. Dacă nu aveți acest font pe calculator, îl puteți descărca de pe net, căutați cu Google tahomabd.tv. Eu l-am descărcat separat pe calculator și l-am lăsat undeva pe desktop pentru acest demo. Deci veți apăsa răsfoiește și găsiți calea spre fișierul cu fontul respectiv. O altă opțiune pe care am bifat-o eu a fost culoarea subtitrării să fie alb, iar bordura negru. Dacă bifați
această căsuță, subtitrarea va apărea pe film și nu sub film, pe banda aceea neagră. Mă refer aici la filmele care au fost făcute pe ecran lat. Acestea fiind setările, apăsăm OK și nu mai rămâne decât să apăsăm butonul Începe. Din experiența anterioară pot să vă spun că conversia în sine a durat în jur de 13-14 minute la un film de oră. Acest film are 350 de mega, cam în maxim 15 minute ar trebui să fie gata. Eu opresc aici înregistrarea și revin când totul este gata. Am revenit după 12 minute, observați aici jos, conversia a ajuns la 81%, așadar au trecut 14 minute și 56 de secunde, aproape 15 minute, când procesul de conversie s-a terminat. Să vedem acum rezultatul. Deschidem folderul în care am salvat noul fișier. Observăm că fișierul convertit are 166 de mega, spre deosebire de fișierul original, care avea 350 mega, deci comprimarea s-a făcut foarte bine. Încercăm să îl deschidem. Pentru o foarte bună verificare, eu recomand QuickTime Player. Dacă filmul se vede corect cu QuickTime, atunci o să îl vedeți corect și pe iPhone. Deschidem filmul. Și iată, are subtitrarea deja integrată. Totul pare OK. Da? Deci un film de 45 de minute a reușit să-l convertească în 15 minute și l-a și compresat încât ocupă doar 166 de mega. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, numai bine!